Bun regăsit la o nouă întâlnire cu profesioniștii din agricultura românească. Dacă până în prezent am încercat să deslușim modul în care trebuie aplicate tratamentele la cultura mare, să vorbim despre lucrările de primăvară sau despre însămânțările care se fac în acest anotimp, ei bine, astăzi vom aborda o temă care îi cam arde pe toți fermierii români. Agricultura e o meserie frumoasă, dar ea nu este la îndemâna oricui. Să nu creadă cineva că agricultura se face așa, simplu. Agricultura asta... Cultivăm și așteptăm să crească... Da, agricultura asta, ca să o stăpânești și să ai profit și să ai rezultate, trebuie să mai pui și mâna pe carte, să citești, să te documentezi, să știi foarte bine produsele pe care le folosești, părțile bune ale produselor, părțile mai puțin bune, să ții seama și cont de tot, în așa fel încât noi să putem, de fapt, inginer agronom, niște medici ai plantelor. Iar dacă și reușești să aplici metodele corecte pentru dezvoltarea culturilor, și motivele de bucurie vor fi în toamnă pe măsura investițiilor făcute. Astea boabele sunt calitative, nu? Super! Ce te faci însă atunci când lucrurile scapă de sub control, când natura îți demonstrează că, indiferent cât de bine ai reușit să te organizezi, indiferent ce tehnologii folosești, tot ea rămâne regel absolut? Ei bine, în astfel de momente, agricultorii au o singură șansă: polițele de asigurare ale culturilor. Nu întotdeauna ce vă spun meteorologii se potrivește cu ce se întâmplă aici, în câmp, la dumneavoastră. Pentru că să nu uităm că anul trecut a fost chiar o conferință destul de importantă cu toți mari agricultori din România, în care ni s-a atras atenția, sau vi s-a atras atenția, mai bine spus, de către cei de la ANM, că va fi cel mai secetos an din ultima sută de ani. Lucru care nu s-a adeverit de niciun fel. Vedeți, dacă luăm în considerație cele prognozate de meteorologi, câteodată ele se potrivesc, alte ori nu se potrivesc. Anul trecut, cum spuneți dumneavoastră, era la un moment dat prognozat un an secetos și pe o anumită perioadă de timp așa a fost, a fost un an secetos. Dar eu am observat o treabă. Cantitatea de precipitații care cade în cursul unui an și care în zona noastră totalizează între 550-560 de litri anual, în medie, deci această cantitate de precipitații am observat că ea anual cade. Numai că repartiția acestor precipitații nu mai este cum o știam altădată. Referitor la acest aspect, anul trecut, până pe data de 28-29 iunie, deci până la sfârșitul lunii iunie, a fost o perioadă de secetă. Eram în perioada în care eu, de zona în care răspundeam, recoltasem cultura de rapiță și până să vină cantitățile de precipitații mari, aveam producție de rapiță peste 4.000 de kilograme la hectar, urmând ca rapița pe care am recoltat-o după ploile respective să fie și de 2.000-2.500, datorită faptului că multă din ea s-a scuturat, s-a culcat la pământ. În timp de 3 zile au căzut peste 200 de litri de precipitații. Aceste cantități mari de precipitații ne-au adus pagube foarte mari. S-a distrus, aveam... Adică de 5 ori mai mult decât a fost acum, practic. Da, s-au distrus, aveam semănat după orz, anul trecut s-a început semănatul orzului din timp și după orz am reușit până la sfârșitul lunii iunie să semăn soie cultură dublă pe vreo 1400 de hectare. Și din 1400 de hectare semănate cu soia cultură dublă și care era și răsărită, așa, mai mult de jumătate, 70% din suprafață, s-a distrus datorită faptului că apa a băltit pe terenurile semănate. Toate suprafețele cu cotă mai joasă au fost distruse sau afectate într-un procent foarte mare. Din păcate, de astfel de schimbări climaterice, fermierii români au parte din ce în ce mai des în ultimii ani.
ploile torențiale, seceta, fulgerele, grindina, înghețul timpuriu sau alunecările de teren sunt factorii care devin din ce în ce mai restrictivi în lupta cu performanța în agricultură. Tocmai de aceea, fermierii români trebuie să învețe tainele încheierii polițelor de asigurare, să reușească astfel să se protejeze așa cum se cuvine de natura dezlănțuită. Sunt foarte mulți fermieri români care nu fac asigurări. De ce credeți că fermierul român încă nu recurge la asigurări? De frică sau pentru că nu are bani? Sau pentru că pur și simplu nu crede în așa ceva? Fermierii nu neapărat mari, ci fermierii mici și mijlocii, care dispun de fonduri bănești, își fac asigurări, sigur, pentru că toți fermieri care folosesc o tehnologie cât mai completă la culturile respective, cu absolut a pune la dispoziția plantelor tot ce are nevoie planta respectivă, nu riscă să nu-și asigure cultura. Unul din fenomenele la care societățile de asigurări te desfăcubește foarte ușor, indiferent de pagubă, constituie grindina. Grindina care poate să apară în timpul verii. Oricând, grindina respectivă. Grindina, indiferent că plantele sunt ajunse la maturitate sau nu sunt ajunse la maturitate, că sunt plantele în anumite faze de dezvoltare, când vine grindina, se creează pagubă foarte mare, pentru că produc ruperi de frunze, de plante și așa mai departe. Atunci, 100% ești despăgubit. Și cei care fac astfel de asigurări se gândesc, în primul rând, la fenomenul grindin. Mai e un alt fenomen care este asigurat și care se produce foarte rar, dar sunt situații în care se produce focul. Deci dacă foc, atunci când, să zicem, lanul de grâu sau de urs a ajuns la maturitate și înainte de a se recolta, vin niște precipitații care sunt însoțite înainte de a începe precipite, fulgere, tunete și... Sau chiar o mână criminală. Nu, mâna criminală nu reprezintă factor de asigurare. Dacă ar fi... Pentru că societățile de asigurare, ei și-au luat în calcul toate măsurile. Știți ce înseamnă mână criminală ca să fie despăgubită la o cultură? Înseamnă ca unii care au, că probabil sunt și minții dintre astea nesănătoase în agricultură, nu și-au îndeplinit toate obligațiile față de o cultură, producția pe care o obține este mică, și tot el reprezintă mâna criminală, care fie direct, fie indirect, da, și dă foc lanului. Bine, eu ce spun exagerez, dar sunt și situații în care societatea de asigurări nu te despăgubește la o mână criminală. Te despăgubește dacă fenomenul de aprindere a lanului, de incendiu, provine de la fulger și nu din altă parte. Deci astea ar fi așa în mare problemele legate de asigurare. Puteai să privim agricultura ca un business și dacă înțelegem că agricultura e un business ca orice alt business, atunci discutăm în contextul de business și de asigurare. Până acum vreo 10 ani erau destul de restrictive condițiile de asigurare. A fost la un moment dat dată o lege foarte bună, în opinia mea, la vremea respectivă, chiar cred că a fost numită așa cu ghilimele de rigoare legea Classic, pentru că a fost promovată de Maura Classic, care era președinte la compania de Agras, parcă se numea compania de asigurări agricole, care spunea așa: dacă tu, fermier, ai asigurare la mine, statul vine și îți completează despăgubirea pe riscul de secetă, care nu era risc asigurabil la vremea aia, nu vreau să-l preia companiile comerciale. Lucrurile au evoluat, evoluează și evident că ai o multitudine de opțiuni la dispoziția ta ca și fermier. Trebuie să înțelegi și să selectezi din opțiunile pe care le ai la dispoziție
ce anume vrei să faci. Poți să faci income protection, adică îți protejezi veniturile sau îți protejezi pur și simplu costurile pe care le-ai pus în pământ până la recoltare în caz că se întâmplă ceva. Ai mult mai multe opțiuni, ai opțiuni iarăși diferite pentru zootehnie, pentru ramura zootehniei, ai opțiuni diferite pentru viticultură, adică deja business-ul ăsta e și el la rândul lui segmentat foarte bine pe diversele module. Și eu, dacă ar fi să fiu angajat la societățile de asigurări, sincer să fiu, aș gândi la fel ca ei. Pentru că aceste situații trebuie făcute în așa fel, asigurarea în astfel de situații trebuie făcută în așa fel încât cel care lucrează teren unde are astfel de probleme, trebuie să-și ia măsurile respective de eliminarea excesului de umiditate. De ce, după părerea mea, societățile de asigurări au ajuns în astfel de situații? În situația noastră, acolo unde avem stații de desecare, unde avem canalele decolmatate, întreținute, curate, ar trebui ca societățile de asigurări să aibă o altă gândire decât gândirea care o au. Ei ar trebui ca gândirea respectivă să o aibă acolo unde sunt acelea situații cu teren în lunga Dunării, dar să se intereseze dinainte dacă au stații de desecare și dacă acele stații funcționează. Pentru că dacă nu au stații de desecare și nu iau nicio măsură, deci în situația asta, societatea de asigurări are dreptate. Cum să îți fac să-ți plătesc despăgubire? Dar uite, sunt situații în care... Dar la noi e altă situație. Adică noi facem niște cheltuieli pentru menținerea stațiilor în funcțiune, pentru întreținerea canalelor și ar trebui ca societățile de asigurări să privească diferit situația pagubelor pe care le poate da apa care vine în cantități mari. Fermierii care își văd afacerea ca pe un business, înțeleg lucrul ăsta. Fermierii care nu își văd afacerea ca pe un business, ci ca pe un mod de existență sau mai degrabă subsistență, ei nu-i văd utilitatea, e un cost, nu vreau să-mi asum și acest cost suplimentar, destul mă costă toate cele. Asta e unul din răspunsurile standard. Aici se face diferența și la nivel de asigurări între cei care fac agricultură de performanță și cei care fac agricultură de subsistență? Cumva da. Nu vă ascund că am văzut și fermieri care aveau o mentalitate de business foarte corectă. Ei își prezentau exact input-ul și output-ul business-ului, judecau în cicluri de business, adică o modalitate efectiv de judecată corectă de business pentru investitori. În această categorie intră, presupun, cel mai mult fermierii mari. Da, corect. Intră fermierii mari și dintre fermierii mari, cred că foarte mulți dintre cei care sunt, cei care sunt legați de investiții străine, fermierii, pot să facă efectiv numai procesarea pentru ownerii care au cumpărat pământul agricol sau companiile lor sunt deținute de fonduri de investiții care le impun niște reguli de business, știi? Și atunci se schimbă cumva peisajul. Există vreun procent al fermierilor români care fac aceste contracte de asigurări? Este cunoscut acest procent? N-aș putea să vă dau datele astea. Nu cred că sunt centralizate la... Ar trebui cumva să fie centralizate la nivel de Ministerul Agriculturii. Pentru că așa companiile de asigurare fiecare au niște date, dar penetrarea segmentului de agricole este relativ mică încă la noi. Ploile căzute în această primăvară au fost ca un adevărat blestem pentru marea majoritate a fermierilor din România.
Atât de dorite și de așteptate în general, precipitațiile căzute au transformat câmpurile pe care se află viitoarea recoltă în adevărate mlaștini. Este foarte adevărat că mulți dintre agricultorii români nu dispun de canale de retenție a apei, căzute în exces, și nici de stații care să ajute la pomparea apei care ar trebui evacuată din solă. Însă la fel de adevărat este și faptul că în România sunt foarte multe locuri în care cantități mici de apă, de maxim 50 de litri pe metrul pătrat, provoacă adevărate bătăi de cap celor care lucrează terenul. Domnule Mihalcea, e o vorbă din bătrân care spune că fără apă nu e bine, dar și cu prea multă apă iar nu e bine. Mai știți că până să înceapă ploile, așa de mult ne-am dorit să vină ploaie, pământul începuse să crape. Pământurile noastre, mare parte din ele, sunt pământuri în lunga Dunării, pământuri grele, argiloase, și în condițiile în care pământul are lipsă de umiditate, crapă. Crapă și ne spun crăpăturile, dați-ne apă, ploaie sau irigați. Înainte de ploaie am avut o vizită în câmp cu domnul director de la stațiunea de cercetări de la Drăgănești-Vlașca, domnul Negrilă, și într-o cultură de rapiță era așa de rău crăpat terenul, încât și dânsul spunea: domnule, dacă nu ne vine ploaie în scurt timp, cultura va avea foarte mult de suferit din cauza lipsei de apă. După la câteva zile au început... V-a ascultat Dumnezeu, da, și v-a dat. Au început ploile, ne-am bucurat că vin. La început un 15-20 de litri, ceea ce aveam noi nevoie în prima etapă să satisfacă o parte din deficitul de apă, să ne ajute și celelalte lucrări de însămânțare și ce mai era de făcut, dar precipitațiile au mers în continuare, s-au acumulat în zona noastră aproape 50 de litri pe metru pătrat. Pe de o parte, nu este așa de rău că pământul a primit acești 50 de litri, fiindcă sunt în pământ, nu în altă parte. Această apă face bine la toate culturile agricole care le avem noi. În schimb, apar alte probleme. Zilele trecute, în județul Teleorman, au fost niște fenomene meteorologice deosebit de periculoase. Cu ce sunt vinovați acei producători agricoli la care li s-au distrus culturile datorită cantităților mari de precipitații care au venit în zona lor? Noi am avut 42-50 de litri, ne-au creat niște pagube, dar pagubele noastre nu sunt la nivelul a ceea ce am văzut eu în Teleorman prin... Sunt infinit mai mici. Cât de rău vă încurcă pe dumneavoastră această apă care s-a acumulat și care practic vă distruge culturile? Da, noi avem experiență privind schimbările climatice care au loc în zona noastră, pe de o parte secetă, pe de altă parte cantități de precipitații într-o perioadă curtă de timp, și experiența acumulată de noi înseamnă să urmărim prognoza meteorologică pe perioada care urmează, ca să putem să luăm niște măsuri care depind de noi, în așa fel încât efectele negative pe care le creează cantitățile de precipitații mari să fie cât mai mici. Concret mă refer la faptul că, fiind în zonă de luncă, în care apa freatică este la mică adâncime, noi dispunem din 10 km de stații de desecare. Și înainte de a începe ploaia sau cu un ziua în care a început ploaia, aceste stații de desecare au fost puse în funcțiune, în așa fel încât apele care vin din precipitații să fie, să aibă posibilitatea să se infiltreze în pământ și mai departe, prin canalele de desecare, să menținem un nivel cât mai scăzut
al apelor în terenul. Cu toate acestea, sunt locuri în care, fără să vrem, fără să ne dorim, apa fie apare în exces, fie în, se creează băltiri. Sunt locuri în care terenul nu este perfect plan peste tot, nu are posibilitatea să se infiltreze într-un timp scurt apa în pământ. Acolo unde apar astfel de situații, trebuie să intervenim prin niște rigole pe care le efectuăm manual și mecanic de scurgere a apelor din zonele respective în canalele de desecare. Fie, cum este acesta, trebuie să spun. Da, da. Fie folosim anumite pompe pentru desecarea locurilor respective. Problema cea mai importantă este menținerea unui nivel cât mai scăzut în canalele de desecare și funcționarea la capacitatea al stațiilor de desecare. Intervenția noastră cu rigole, cu pompe, e pe o suprafață mică. Noi, având în vedere că lucrăm în suprafețe mari de 20 și ceva de mii, 30 de mii de hectare, e anormal, ca să spun eu, că prin intervenția noastră în locurile cu băltiri și cu exces de umiditate, prin intervenția putem să rezolvăm problemele cât mai eficient. În păcate, și cei care, societățile de asigurări, și ei urmăresc mai mult decât noi fenomenele naturale și ei știu mai mult decât noi ce fenomene trebuie asigurate, ce nu trebuie asigurate. De exemplu, din asigurări, pe băltiri și exces de umiditate, societățile de asigurări nu ne despăgubesc cu absolut un leu. Nu ne despăgubesc pentru că ei spun că acele cantități de apă provenite din precipitații trebuie luate măsuri de noi să fie evacuate. Lucru care nu este practic posibil. Unde am avut noi pe anumite suprafețe norocul cu societățile de asigurări și posibilitatea de a-i convinge că trebuie să ne despăgubească. Dacă sunt ploi torențiale și cu furtună, care tot în nomenclatorul lor înseamnă acumularea unei cantități de precipitații de o anumită cifră, acumulate într-un timp scurt, deci acea ploaie torențială, cu cantitățile respective, însoțite de furtună, care provoacă scuturarea boabelor din spice, în situația grâului, orzului, scuturarea boabelor din silicvele de rapiță, acolo sunt posibilități de despăgubire, pentru că reprezentantul de la societatea de asigurare vine și numără boabele care sunt căzute pe pământ. Și în funcție de asta se face o evaluare privind pagubele și mă poate despăgubi. Dacă pe pământ nu sunt boabe scuturate și sunt plante uscate datorită luciului sau excesului de umiditate acumulat în urma precipitațiilor, nu ne despăgubește cu absolut un leu. Iar anul trecut am avut suprafețe mari, exemplu la soia. În aceste condiții, susțin specialiștii de pe piața asigurărilor, fermierii ar fi bine să se asigure că au înțeles exact clauzele asigurării, pentru că dacă nu o fac, se vor trezi și cu culturile distruse și cu banii aruncați pe fereastră, în polițele de asigurări care nu au nicio valoare. Vorbim de fine-tuning. Tot ceea ce îmi spuneți sunt elemente de fine-tuning ale unei polițe de asigurare pe riscuri agricole. Evident, fermierii respectivi bănuiesc că nu au o gândire foarte pro-business sau au fost dintre aceia care au avut pagube și au avut niște polițe prost scrise și au rămas cu sechele, evident, după
un proces din ăsta care nu s-a soldat favorabil lor, până la urmă rămâi cu niște preconcepții și ajungi la concluzia că asigurarea respectivă e inutilă, sunt bani aruncați pe fereastră. E greșit conceptul respectiv. Dacă o faci corect, asigurarea e utilă. Dacă o faci incorrect, atunci, într-adevăr, sunt bani aruncați pe fereastră. Bun, ce recomandări faceți fermierilor? Să citească foarte bine contractul de asigurare sau să aibă o comunicare mai bună cu cel cu care se încheie asigurarea? Dați-mi voie să le recomand să-și iau un profesionist alături de ei când își contractează asigurarea. Dacă nu fac lucrul ăsta, cel puțin să-și citească condițiile alea. Știu că nu întotdeauna e facil să le citești și nu sunt cea mai plăcută lectură și că ai alte lucruri mult mai bune de făcut într-un business insurance, nu e niciodată prioritatea numărul 1, dar reprezintă, hai să spunem cu ghilimele de rigoare, un rău necesar. Chiar ai nevoie de protecția respectivă, dar ai nevoie ca ea să fie bine făcută. Deci dacă avem nevoie de o plasă de siguranță pentru obiectul ăsta, trebuie ca ochiurile plasei să nu lase obiectul să treacă prin ea. Dacă ne luăm o plasă cu ochiurile foarte mari, obiectul va trece prin plasa respectivă și atunci utilitatea e zero. Am dat banii respectivi degeaba pe plasa de siguranță. Dacă am pus o plasă de ea, s-a prins obiectul când mi-a căzut. Cât se poate de simplu, e relevant. Încerc să vă sugerez cu niște exemple cât se poate de palpabile din viața de zi cu zi. Crearea fondurilor mutuale în agricultură ar ajuta fermierii români să se protejeze mai bine de riscurile neacoperite de asigurări. Dacă legislația ar fi clară, iar experiența altor țări, precum Franța, demonstrează cum poate funcționa acest sistem pentru dezvoltarea agriculturii. Însă la noi, legislația are o serie de ambiguități care pot întârzia apariția acestor instrumente. Pentru fermierii din România, participarea la fondurile mutuale ar fi trebuit să aducă o reducere considerabilă a riscurilor neacoperite de societățile de asigurare, precum grindină, secetă, pierderi de venit cauzate de boli. În realitate, dacă analizăm prevederile legale, considerăm că reglementarea legală adoptată și publicată în Monitorul Oficial nu corespunde integral cu intenția anunțată inițial. Chiar și așa, în condițiile în care ambiguitatea în domeniu pare la ea acasă, asiguratorii susțin că între piața asigurărilor din agricultură din România și ceea ce se întâmplă la nivel mondial nu sunt prea multe diferențe. Sunt niște diferențe, dar nu sunt niște diferențe majore. În sfera asta a asigurărilor, România s-a aliniat destul de repede la condițiile internaționale de piață și de subscriere. Adică aici asigurătorii noștri au avut o adaptabilitate foarte bună. E un efect sinergic între performanța în agricultură și încheierea unui contract de asigurare? Nu e un efect sinergic. Este un efect de predictibilitate pe termen lung. Și trebuie să o judecăm. Exact asta este fenomenul asigurare. Îți dă business-ului tău o predictibilitate pe termen lung. Da? Ai asigurare, dacă se întâmplă ceva, asigurarea va răspunde și vei lua niște bani care să te țină într-o poziție fără să-ți pierzi venituri, cotă de piață și așa mai departe, dacă ai făcut-o corect. Ăsta e scopul ei și atunci ai predictibilitate pentru business-ul tău pe termen lung, pe când dacă nu o faci, da, ai alternativa ca dacă ți se întâmplă o catastrofă, o calamitate, te duci, îți finanțezi următorul ciclu de producție și îți revii. Dar ai mai multe necunoscute. Nu știi dacă poți să finanțezi, nu știi la ce costuri vei putea să finanțezi. Și atunci eviți aceste necunoscute în viitorul business-ului și ai mai bună predictibilitate. Deci revenim acolo unde trebuie să fim cu modelarea financiară. Chiar dacă cei care lucrează terenurile aflate în administrarea impresionantului holding Maria Group susțin că problemele pe care le au din cauza vicisitudinilor meteorologice sunt destul de mici în raport cu ceea ce se întâmplă în țară, nici ei nu sunt ocoliți de astfel de probleme. Temperaturile scăzute din ultima perioadă s-au materializat prin înghețuri timpurite toamnă. Cultura a fost asigurată la societatea de asigurări, iar societatea de asigurări nu are încotro decât să ne plătească despăgubiri conform poliției de asigurare. Soia cultură dublă a fost asigurată la o producție de 2500 de kg la hectare.
Da. Noi am avut ieri inspectorii de la daună și am făcut o constatare în teren. Păi, în acest moment e compromisă, clar e compromisă? Ea este compromisă în sensul că de aici încolo s-a stopat creșterea și dezvoltarea, s-a distrus aparatul foliar. De aici încolo nu mai faci. Producția s-a realizat până acum. A fost foarte inspirat domnul Jihad, care este administratorul tuturor societăților noastre, să facem asigurare la soia cultură dublă pentru înghețul timpuriu de toamnă. Societatea de asigurări a agreat această asigurare. Din ce motiv? Îngheț timpuriu de toamnă în zona noastră apare odată la, nu știu, 20-30 de ani. Anul trecut mai aveam vreo 5-6 zile până se expire perioada de asigurări și a venit înghețul timpuriu de toamnă. Dar nu întotdeauna se întâmplă treaba asta, exact cum am spus și dumneavoastră, se întâmplă toată la foarte, foarte mulți ani. Nu reprezintă o soluție. De fapt, ce vă pot spune? Pot spune că, deși noi anul trecut cu acest îngheț timpuriu de toamnă la soia cultura dublă am fost despăgubiți, făcând o comparație între anumite suprafețe la care au fost afectate mai puțin și alte suprafețe, fiindcă și înghețul ăsta s-a manifestat nu peste tot în aceeași proporție. Deci, cu toate că noi am fost despăgubiți privind producția nerealizată, noi nu ne-am bucurat pentru acest înghesc timpuriu de toamnă la cultura de soia. Nu v-a adus satisfacția muncii până la urmă. Nu ne-a adus satisfacția muncii, iar valorile despăgubirilor erau mult mai mici decât producția pe care noi o realizam la soia cultură dublă, dacă nu veneau aceste înghețuri, fiindcă aceste înghețuri au venit când încă planta mai vegeta, încă mai acumula, mai avea boabele, nu erau toate ajunse la maturitate, mai exista timp și ca să acumuleze producție și să obținem o producție care să nu avem nevoie de bani de la asigurări. Precipitațiile care au fost anul trecut în perioada 29 iunie, 1 iulie, precipitații care au depășit 200 de litri pe metru pătrat în această perioadă, a dus la băltiri, încât soia cultură dublă a pierit datorită faptului că aici apa care acoperea terenul ajunsese între 50 și 70 de centimetri. Nici nu se putea intra. Nici nu se putea intra. Eu anul trecut am mers pe drum cu un tractor mic și în zonă eram ca și cum aș fi fost în delta Dunării. Apăruse aici pelicani și alte păsări specifice deltei Dunării. Eram într-o situație disperată anul trecut. Problemele până la urmă s-au rezolvat datorită stațiilor de desecare care sunt menținute în stare de funcționare. Tot acest joc de a uite asigurarea, nu e asigurarea, are și o justificare în opinia fermierilor români. E vorba de bani. De aici și toate problemele generate în momentul în care fermierii încearcă să-și recupereze o parte din pierderile suferite. Societățile de asigurări, ca să poată să reziste, an de an, trebuie să aibă bani. Ei nu pot să aibă bani decât din contribuția pe care o avem noi toți în cadrul creierii unor fonduri la aceste societăți de asigurare. Acest plan cu banii se pune și la asta. Și dumneavoastră trebuie să aveți bani. Da, numai că ar trebui, dar nu cred că se va realiza lucrul ăsta. Ei ne despăgubesc în situații de grindină, în situații de incendiu provocat din factori naturali. Și n-am înțeles o treabă. Despăgubire alunecări de teren în situații de astea. Deci
N-am înțeles asta, zice, alunecări. Nu aveți dealuri, nu avem băi, nu avem valeci, alunecări de teren. Și e trecut acolo. Adică au fost situații în care la unii, pe teren plan, au fost despăgubiți datorită fenomenului care s-a produs, alunecare de teren. Alunecare de teren. Și eu n-am priceput despre ce vorbim. Dar cum s-a produs această alunecare de teren? Ce vânturile puternice care au dat, a dezvelit bobul, s-a dus pământul de la rădăcini. Niște lucruri cu care... Probabil că acolo ar trebui să aveți deci nevoie acolo... de acești specialiști. Deci care... da, acolo e nevoie de specialiști, pentru că sunt niște lucruri în care n-ar trebui să fie despăgubit cu alunecările astea de teren, că bate vântul sau nu știu ce au înțeles dânsii, și alte situații în care concret ar trebui să fim despăgubiți, fiindcă o cantitate mare de precipitații care cade într-o perioadă scurtă de timp, indiferent câtă stații de funcționare am eu și cât de bine funcționează, nu este suficient timp, într-un timp scurt, să se infiltreze apa în sol, prin pânza freatică să ducă la canal de desecare și mai departe la stație. Să fie eliminată. Iar la urmă... perioada de când băltește până va fi eliminate pe o mare suprafață de teren, culturile pierd. Și până la urmă, nu numai faptul că acele culturi pierd, dar dumneavoastră sunteți întârziați și aveți pierderi generate de faptul că acea apă a stat în sol și nu puteți să intrați să pregătiți solul, nu puteți să însămânțați și așa mai departe. Da, asta una și al doilea, ceea ce ne afectează cel mai mult este că apar fenomene dintre astea nedorite cam cu o lună înainte de recoltare. Nu mai ai ce faci. Dacă apar situații de-astea, cam până pe la 1 iunie, cu băltiri, cu... până la 1 iunie, așa, mai pot să... zonele respective care au fost afectate și care nu au fost însămânțate, mai pot să le semăn. Dar la o cultură care este gata făcută, și mai am foarte puțin până la recoltare, și mi s-a întâmplat astfel de situații, și la orz, și la grâu, și la rapiță, și la porumb, acolo sunt situații în care nu recuperăm cheltuielile pe care le-am făcut. Noi de fapt nici nu dorim ca noi nu așteptăm ca să ajungem în situația să fim despăgubiți de societățile de asigurări. Nu. Noi am vrea să nu ajungem astfel de situații și să realizăm producții pe seama investițiilor și a lucrărilor pe care am făcut. Dar asta e situația. Din păcate, problemele agricultorilor români nu se vor încheia odată cu ploile din primăvară, pentru că urmează vara, căldura și inevitabil seceta, iar atunci alte probleme. Societățile de asigurări, în condiții de secetă, nu te despăgubește cu niciun leu. Nu te despăgubește pentru că factorul secetă, lipsă de precipitații, nu este un factor pe care societatea de asigurări ți-l asigură. Grindina, fulgerele, înghețul, dar și alte probleme generate de natură se vor constitui de-a lungul anului în tot atâtea motive care să-i determine, în special pe fermierii mici, să renunțe să-și mai asigure culturile. Tocmai de aceea, fondurile mutuale ar putea reprezenta o alternativă la lipsurile pe care le au polițele de asigurare. De exemplu, fondul mutual în agricultură a fost deja implementat cu succes în Franța, aceasta fiind singura țară care a raportat inclusiv atragerea de fonduri europene în cuantum de 84 de milioane de euro în perioada 2010-2013, potrivit ultimului raport al Curții de Conturi Europene. Numai că la noi agricultorii, deși există cadrul legislativ creat de câțiva ani, încă nu pot beneficia de astfel de privilegii. Așa că moneda se va bate tot pe polița de asigurare. În acest joc al asigurărilor nu puteți impune regula dumneavoastră, cei care dați banii, pentru că până la urmă una este să plătești pentru ceva care se întâmplă foarte rar și acceptă, exact cum a spus dumneavoastră, înghețul timpuriu, acceptă firma asigurări să semneze, și alta este să plătiți practic pentru ce vă doare, pentru lucruri care se ocupă, se întâmplă cotidian până la urmă în activitatea dumneavoastră. Noi suntem la mâna lor. Nu putem noi să le stabilim regulile pe care ni le dorim noi.
Pe de altă parte, noi prin contractul de concesiune încheiat cu statul, suntem obligați să facem asigurarea culturilor. De ce? Pentru că noi avem obligații contractuale în anumite perioade să-i plătim statului redevența la teren. Dacă sunt anumite calamități, statul își recuperează redevența din despăgubirile de la societățile de asigurări. Deci noi nu întotdeauna facem asigurarea culturilor pentru că am vrea noi. Sunt apariția acelor fenomene nedorite care sunt prevăzute în contractele de asigurări, ele se întâmplă rar. Noi, societăților de asigurări, în fiecare an, n-am făcut un calcul, dar în fiecare an le dăm sume mari de bani pentru asigurarea culturilor și când apar niște fenomene altele decât cele din contractul... Pe care îi acceptă până la urmă, sunt singurile pe care le acceptă, trebuie să spunem. Pe altele care nu sunt trecute în contractul de asigurări, nu te despăgubești. Cum este și situația care v-am spus-o. Dacă, de exemplu, am 200 de litri de precipitații, într-o ploaie torențială însoțită de furtună, sunt despăgubit. Dar despăgubirea se face în condițiile în care, dacă cultura n-a ajuns la maturitate, la cantitatea respectivă, exemplu dat, ar fi trebuit ca porumbul, de exemplu, porumbul sau soia, să fi răsărit, să fi fost la suprafață și ploaia cu furtuna să-mi rupă planta care are 10 cm. Dacă planta care are 10 cm de porumb sau de soia nu era ruptă, deci nu era ruptă, și acea cantitate de precipitații crea eșe și băltire care înducea mai târziu la pierderea culturii respective, nu eram despăgubit. Deci sunt niște reguli foarte clare în legătură cu despăgubirea și noi le cunoaștem. Dar facem asigurare pe de o parte, fiindcă suntem obligați prin contractul de asigurare, pe de altă parte, de unde să știm noi, dinainte, ce fenomene nedorite pot să intervină sau nu pot să intervină asupra plantelor. Și atunci, ca să ne luăm măsuri că ceva recuperăm din asigurare, asigurăm culturi. De ce fermierul român vede în asigurările culturilor mai mult bani aruncați pe fereastră decât cum ar trebui să fie o protecție economică? În primul rând, el vede numai partea de contractare a asigurării și dacă a avut ghinionul să aibă o asigurare prost contractată, n-a văzut despăgubirea. Deci a văzut numai partea de cost și n-a văzut partea de beneficiu care ar fi trebuit să se întâmple atunci când a avut un dezastru, o calamitate. Sau a văzut o despăgubire, hai să spunem, cel puțin ciuntită, nu la valoarea la care ar fi trebuit ea să fie. Pentru că n-a știut să-și ceară drepturile, n-a știut să impună un independent să facă ajustarea daunei, nu și-a citit corect condițiile pe care la care a aderat la început. Și atunci, evident, au apărut tot felul de probleme la lichidarea daunei. Că toate sunt bune și frumoase când semnăm un contract, e valabil pentru orice formă de contract de asigurare. Suntem foarte buni prieteni când semnăm contractul, când vine dauna, relația este prin natura ei cumva, cel puțin așa e percepută în România, e antagonică, pentru că asigurătorul vrea să plătească cât mai puțin sau deloc și tu vrei cât mai mult și să-ți recuperezi prejudiciul integral, ba, dacă s-ar putea să faci și ceva mai mare și mai frumos cu banii aia decât ai avut înainte de pagubă, ceea ce nu e ok. Cam cât la sută din ce ar fi trebuit să scoateți dumneavoastră ați pierdut, de exemplu, anul trecut din cauza intemperiilor? Deci tot ce s-a recoltat până în ploi au fost producțiile normale în funcție de ce am făcut noi în dreptul fiecărei culturi. După ce au fost aceste ploi, v-am spus, la rapiță am avut pagubă și de 50%, la grâu și orz am avut și pagubă de 100% de suprafețe de culturi care nu au fost recoltate.
nu aveam ce să recoltăm. La Porumb am avut zone în care, acolo unde apa a stagnat mai mult timp, s-a uscat porumbul și la fel acolo producția a fost zero. Dacă ne refer la niște producții în medie, la o suprafață de porumb de care eu m-am ocupat anul trecut, deci la o suprafață cu porumb de 2000 de hectare, eu am pierdut în medie, pe cele 2000 de hectare, circa 1500 de kilograme de porumb boabe la hectar. Foarte, foarte mult, adică. Foarte, foarte mult. Acești bani pierduți ne arată că nu-i tocmai în regulă ce se întâmplă în acest domeniu, pe această piață a asigurărilor din agricultură. Din păcate, un lucru devine cert. Indiferent de cât de performant ar fi tipul de agricultură practicat, așa cum este și în cazul fermierilor de la Maria Holding, problemele există și tot din păcate, de foarte multe ori, ele nu se soluționează în favoarea fermierului, cel care pare neputincios de cele mai multe ori în fața furiei naturii. Și este păcat pentru că din acest joc, al cărui unic arbitru pare doar asiguratorul, perdantul nu este fermierul propriu-zis. Cea care pierde cu adevărat este România. Punem punct aici contactului cu profesioniștii care fac agricultură de top pe terenurile de la Maria Holding. Până săptămâna viitoare, când vă dăm o nouă întâlnire, vă dorim numai bine!